Foarte interesantă provocarea pe care le-o aruncă astrele ca pe o mănușă a destinului pentru cei care s-au născut în zodia Capricornului. Este o perioadă încărcată de vibrații de tip feminin care trimit spre sensibilitate, spre emotivitate, spre spiritualitate, spre tot ceea ce înseamnă comunicare soft. Capricornii vor fi pe 25 și 26 februarie blânzi, drăguți, simpatici, politicoși, cooperanți sau poate ușor galeși, moleșiți și dornici să doarmă, să lenevească, ori să își îngrijească corpul, să facă baie, să își ungă pielea cu tot felul de balsamuri parfumate, să își schimbe coafura, să își repare micile afecțiuni pe care vremea, iarna, gerul le-au produs asupra pielii sau efectul iernii în sine asupra organismului. Pe 27 și 28 februarie nu sunt excluse surprizele de natură financiară sau tresăririle de spaimă cu privire la cine știe ce chestiune care are și o consecință bănească. În sfârșit vine și ziua mare de grație, 1 martie, când faza de lună nouă le luminează casa a treia. Semnificația acestui tranzit, ca și bogăția vibrațiilor celor patru planete care se vor afla atunci în tranzit prin semnul peștilor, este foarte bogată. Nu ne permite timpul să le detaliem și să zăbovim asupra tuturor implicațiilor. Iată cele mai importante semnificații ale fazei de lună plină și ale zilei de 1 martie, precum și a întregului context care poate să fie marcat de acest eveniment, începând chiar cu 28 februarie și continuând până pe 2 sau 3 martie. Este vorba mai întâi de o relație bună partenerială, o capacitate de a dialoga, de a ceda acolo unde până nu de mult își făcuseră loc ambițiile sau principiile, ori chefurile și dorințele personale ridicate la rangul de mare chestiune morală. Toate aceste ipostaze rigide dispar, se topesc și întregul context astral face loc îngăduinței, înțelepciunii, înțelegerii, toleranței, răbdării, milei, cum se căde în ei. Foarte multe ipostaze prin care capricornii nu au mai trecut de mult, pe care nu le-au cunoscut de ceva vreme și care nu le sunt deloc în dezavantaj. Îi umanizează, îi face mai buni, mai sensibili, mai adevărați sau chiar le permite să-și arate adevărata lor natură superioară. Nu doar niște oameni care muncesc, respectă niște legi sau niște norme și care nu încalcă niciun principiu. De aceea uneori celor din Capricorn li se mai spune și structură lineară. Această rigiditate geometrică este nu doar controlată, ci profund revoluționată de tranzitele astrale ale săptămânii viitoare, care îi obligă să țină cont de faptul că există lacrimi, suflet, tremolo interior, nu doar principii, încruntare și rigiditate. De aceea se vor simți bine, de aceea vor fi fericiți, de aceea chiar și fără să se petreacă niște lucruri esențiale sau chiar niște lucruri mărunte, dar agreabile în viața lor, uite așa, fără niciun motiv, se vor simți bine, mult mai bine, vor fi mai împăcați, mai liniștiți și vor recupera extrem de mult în plan fiziologic, în plan trupesc, cu consecințe asupra stării de sănătate.